de 12 ani, armata română a luptat alături de marile armate ale lumii, într-un loc în care istoria se scrie în fiecare clipă cu sânge. Timp de 12 ani, militarii români și-au făcut datoria la peste 5.000 de kilometri de casă, câștigând respectul și admirația partenerilor de coaliție. Au fost 12 ani de eforturi la care și Radio România a luat parte și suntem mândri să vă putem spune alături de ei că Afganistanul este o misiune îndeplinită. Aventura afgană a militarilor români a fost inaugurată la 30 iunie 2002 de Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab din Craiova, condus de locotenent colonelul pe atunci Nicolae Ciucă, și s-a încheiat, din punct de vedere al misiunii ISAF, la 18 iulie 2014 cu Batalionul 20 Infanterie, tot din Craiova, aflat sub comanda locotenent colonelului Cătălin Gianu. Un arc peste timp, marcat cum se cuvine de Radio România Actualități, care a luat parte la retragerea ultimului batalion românesc de manevră din teatrul de operații. Batalioanele de manevră au avut forțele dispuse în diferite baze de operații înaintate și au executat, printre altele, misiuni de consolidare a securității și reconstrucție în zonele din vecinătatea orașului Kalat, conducerea acțiunilor militare pentru securizarea și controlul liniilor de comunicație din lungul autostrăzii A1, dar și sprijinirea extinderii autorității guvernului afgan și dezvoltarea capacității instituțiilor guvernamentale, în paralel cu coordonarea eforturilor de reconstrucție. Ultimul batalion de manevră al Armatei Române a încheiat misiunea ISAF. Acesta este Batalionul 20 Infanterie Scorpionii Negri, comandați de locotenent colonelul Cătălin Gianu. Batalionul 20 Infanterie încheie 8 ani de misiune în provincia Zabul, precum și 12 ani de angajament al României în Afganistan. Încheie o pagină de istorie militară, de istorie de război, putem să afirmăm, prima pagină, să zicem așa, după cel de-al doilea război mondial. Având în vedere că de când am intrat în arie, am avut o foarte, foarte bună cooperare cu autoritățile locale și forțele de securitate afgane, iar oamenii din arie au fost foarte receptivi la lucrul în comun și au învățat de la noi foarte multe, pot afirma cu mâna pe inimă că ceea ce lăsăm aici, lăsăm bine. Pot afirma faptul că forțele de securitate, respectiv ANSF-ul și liderii locali, vor fi în măsură să continue ceea ce am început împreună. Nu cred că vor fi probleme, iar nivelul de securitate va rămâne același pe care l-am lăsat noi în arie. Ce înseamnă practic arcul ăsta peste timp 2002-2014 pentru Scorpionii Negri? Profesionalism. Provocări, satisfacția de a face față provocărilor de orice natură, satisfacția de a verifica în practică pregătirea pe timp de pace pe care am avut-o de-a lungul anilor. Acest batalion a fost primat operaționalizat pentru misiuni de acest tip în anii 2004-2005, startând cu misiunea din 2005 în Irak. A continuat, bineînțeles, cu Afganistanul, iar aceasta este ultima misiune executată și pentru România și pentru batalionul Teatrul de Operații Afganistan. Ce a însemnat? Profesionalism, în primul rând. Verificarea cunoștințelor și deprinderilor acumulate pe timpul pregătirii la pace, în diverse poligoane, cu sudoare, verificarea acestor cunoștințe și deprinderi real, în teren, în zone de război. Din punctul meu de vedere, cred că oamenii sunt mulțumiți. Din punctul meu de vedere, cred că moral și profesional și-au atins scopurile. Eu personal pot să afirm acest lucru. Sunt mulțumit și doresc ca acest batalion să-și urmeze calea în continuare, să reprezinte împreună cu batalionul 26 două unități de elită din Brigada 2 Infanterie din Craiova și implicit ale Armatei României. Având în vedere faptul că parte din personalul cheie din acest batalion provine din batalionul 26 Infanterie, iar batalionul 26 Infanterie, ca și noi la rândul nostru, am dorit ca această experiență să nu rămână la noi. Asta vom face în continuare. Experiența acumulată o vom împărtăși colegilor noștri care nu au avut posibilitatea până în prezent să ajungă într-un teatru de operații.
Dacă va mai exista un teatru de operații, dacă nu va mai exista, nu contează. Noi, deviza noastră este să fim pregătiți și victorioși întotdeauna. Dacă scorpionii negri de la Craiova s-au întors acasă, șoimii carpaților din Bistrița rămân la datorie pentru a continua una dintre cele mai importante misiuni, apărarea terestră apropiată a aeroportului de la Kandahar. Batalionul 812 Infanterie a preluat această misiune de la Scorpionii Roșii, militarii bistrițeni având ca obiectiv protecția celei mai importante baze militare din Afganistan, prin operațiuni în cooperare cu forțele de securitate internaționale, dar și cu forțele afgane. Pentru șoimii carpaților este prima misiune de felul acesta. I-am însoțit timp de o zi în praful fierbinte al Afganistanului și m-am convins încă o dată de profesionalismul militarilor noștri, confirmat și de importanța misiunii pe care au primit-o. Ne plasăm pe autostradă până în nord, intrăm pe ruta Luis, de pe Luis, debarcăm la Papa Charlie 17, continuăm pe venind de Banca. Da, batalionul 20 și-a încheiat misiunea în provincia Zabul, iar militarii companiei CAF Ghedea, în fond, militarii batalionului 812 Infanterie, șoimii carpaților, rămân pentru a îndeplini această misiune foarte importantă. Este prima misiune de acest tip pentru batalionul 812 Infanterie, dar batalionul 812 Infanterie are o experiență bogată. A participat în multe misiuni internaționale, începând din Irak, Kosovo, Afganistan. Toate aceste misiuni nu au făcut altceva decât să aducă un plus de experiență în rândul militarilor, iar faptul acesta este foarte important, deoarece militarii sunt pregătiți să facă față oricăror provocări. Este o onoare pentru noi că ne găsim în această postură. Suntem mulțumiți de ceea ce facem, suntem mândri de noi, suntem mândri că putem să reprezentăm cu cinste Batalionul 112 Infanterie, Bistrița și, bineînțeles, Armata României și România. Înainte să fiu dislocat în teatrul operației, colegii din pluton mi-au împărtășit din experiența lor. Am citit foarte mult despre cultura afgană, însă trebuie să recunosc că impactul a fost destul de mare când am ajuns aici. Contactul cu populația civilă, contactul cu cei de la Armata Națională Afgană, Poliția Națională Afgană și, bineînțeles, cel mai important, area de responsabilitate. Da, avem o misiune foarte importantă, trebuie să asigurăm baza apropiată a aeroportului Kandahar. Avem o are de responsabilitate destul de restrânsă în jurul bazei, dar cu o importanță foarte mare, pentru că prin noi pot să doarmă liniștiți toți cei care își desfășoară activitatea în această bază. Sunt foarte fericit că am avut oportunitatea asta să prind o misiune în teatru de operații, pentru că aici noi, militarii profesioniști, arătăm ce am acumulat de-a lungul instrucției, aici ne testăm competențele, este testul suprem.
Este a doua misiune, prima am avut-o în 2010, provincia Zabul. Acum facem parte din compania CAV de GDA, faza apropiată a aeroportului. Afganistanul e tot Afganistan, nesigur, dar suntem pregătiți pentru așa ceva. Yield found. Tu ai o misiune foarte importantă ca lucru, că nu ești cercetat și da. Ce înseamnă asta? Spune pentru cei care nu știu ce înseamnă. Este de a asigura libertatea de mișcare, a cerceta toate punctele obligate de trecere pentru a descoperi eventuale idei. Dispozitive explozive improvizați. Și ai găsit astfel de lucruri până acum? Da, în 2010 am găsit. Până în prezent, acum misiunea asta n-am găsit, sper să nici să nu găsim. Practic, siguranța colegilor trebuie de pildă problemă exact. Până de tine. Exact. Exact. Cum te simți în lucrul ăsta? Suntem obișnuiți, suntem pregătiți pentru așa ceva, facem pregătiri în țară, pregătirile înainte de misiune, suntem conștienți și sper să ne facem treaba la fel de bine ca și până acum. Nu sunt la prima misiune, sunt la a patra misiune în Afganistan. Înseamnă 2 ani din viață petrecuți aici. Este dificil, dar în același timp și frumos. Suntem un număr mai restrâns de oameni, dar este bine. Aveți o misiune foarte importantă pentru paza aceasta. Da, paza și protecția apropiată a bazei CAF este o misiune foarte importantă pentru toți și cei care își desfășoară activitatea aici. Pe direcția orei 12, la aproximativ 200 de metri, sub calvăr, se vede o canistră cu un fir de floare albă care traversează calvărul de recepție. Cei 12 ani de război la care și militarii români au luat parte au creat o nouă generație de veterani ai forțelor armate române, unii dintre ei cu mai mult de 2 ani petrecuți în praful Afganistanului. Fiecare dintre militarii români care au luat parte la misiunile din Afganistan, Irak sau Kosovo poate spune că și-a îmbogățit experiența profesională, dar mai ales că și-a servit patria, așa cum onoarea militară o cere. Dincolo de asta, viața de zi cu zi într-un avanpost în care viața ta depinde oricând de cel de lângă tine a creat o camaraderie cum doar în asemenea situații se poate întâlni. Având în vedere că am încheiat cu succes o misiune a unității și implicit a României, a Ministerului Apărării Naționale, militarii și-au spus cuvântul. Au fost în măsură să se adapteze, au fost în măsură să ducă la bun sfârșit sarcinile și misiunile alocate acestei unități. Nu sunt probleme. Misiunea deplinită. Cel mai greu, misiunea din 2010, atunci când am avut cei doi colegi care au murit în provincia Zabul, a fost destul de dificil. Vă dați seama că e greu să descrie acel moment, dar asta trebuie să ducem misiunea la bun sfârșit și cu bune și cu rele. Ținând cont la ceea ce am văzut aici, populația, nivelul de trai, climă, relief, te schimbă. Ținând cont că nu este ceea ce suntem noi obișnuiți în țară, te schimbă într-un fel sau altul. Aici este simți pentru ceea ce te antrenezi în țară. Adică acolo te antrenezi pentru asta. După 2 ani de zile în Afganistan, cum crezi că o să se schimbe viața ta? Pentru că ne retragem de aici și știi că nu mai avem nicio misiune. Nu știu, cred că va fi destul de dificil.
în țară. Dar nu avem ce face, mergem înainte. Te schimbă, într-adevăr, te schimbă, dar... Ești mai vigilent când ajungi acasă? Deci când ajungi acasă, te uiți după orice, mai ales când ești la volan sau mergi cu mașina, îți arunci ochii și te uiți după chiar orice pe drum. Un timp, după care încet, încet îți pierzi din vigilența cu care ești obișnuit aici. Făcându-ne treaba cât am știut de bine, cunoscând partenerii, făcând lucrurile comune, n-am avut numai de câștigat. N-am tratat nicio misiune cu dezinteres sau lasă că pe aici am mai fost. Întotdeauna, fiecare misiune, fiecare zi a fost altceva, altceva, altceva. Ne-am făcut treaba în fiecare secundă, ca și în prima zi, așa o vom face și în ultima. Vor exista amintiri, va rămâne experiența acumulată în aceste misiuni. Învățăm pe cei tineri tot ceea ce știm, nu se știe niciodată. Mapamondul e mare, oricând poate izbucni un alt conflict în orice altă țară. Noi trebuie să fim pregătiți în permanență. Cei 12 ani de misiuni în Teatrul de Operații din Afganistan sunt o pagină de istorie vie la care România a luat parte. Lecțiile învățate în tot acest timp și experiența celor care au luptat umăr la umăr cu marile armate ale lumii vor fi cu siguranță date mai departe unei noi generații de profesioniști. Au fost 12 ani de eforturi la care și Radio România a luat parte și suntem mândri să vă putem spune, alături de militarii noștri, că Afganistanul este o misiune îndeplinită.